Și pe femeia care se certa Vadim Tudor cu ea? Oana Zăvoranu? Nu. No. Viorica, sexy politiciană, sau nu știu cum îi ziceai. Ah, cred că știu. Viorica Cârcu. Salutări, bună seara! Bună Bună seara, seara, bună bună seara, seara! ce faceți? Da, eu sunt la mine în birou aici, răspundeam la zeci de întrebări, la mare meserie cu publicul. Voi? Să rămâne. Ce Foarte bine. birou? Unde lucrați noastră? Ce birou este? Eu sunt la mine la depozit, la unul dintre depozite. Super, vă ocupați cu haine și cu astea? Da, de lux. Că mulți trebuie să cotez. Foarte Am frumos, pus da. și pe bărbați în funcțiune. Dar Super. îți spui că am vreo aproape un an. Unde este sediul social al magazinului? La reședința mea, la Rebrișoara. La Nățăud. A, Bistrița, foarte frumos. Hai să mai băgăm pe cineva ca să putem să jucăm un pat. A, da, de să vedem, poate pot găsi eu pe cineva, de să vedem. Uite-te, te rog. Ăsta cine-i? Dumneavoastră ce studiați? Fane Manevra, nu știu cine-i ăsta. Pane Nu băgați Manevra. oameni necunoscuți, băgăm doar Nu, nu, nu. cunoștințe. Așa, Da, da, bine. dar pe eu cât intru eu pe meciuri, nici n-am cum să zic, de mult n-am mai făcut. Ia vezi, Bă, da, Bogdan, nu că mai. tu ai mulți prieteni, frate, A, noi... Bogdan, e pe cai mari, da. Bine, hai că bă... Gata, am găsit, stai așa. Da, 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 dacă el... Și dumneavoastră ce studii aveți, doamnă? Eu nu am terminat, am terminat liceul, dar nu am luat bacul. Spune lumea că ați făcut dreptul, că sunteți juristă. Păceată. Eu? Nu, am 2 ani în medicină, adică ca și Sunteți asistent juristă? medical generalist, dar niciodată nu voi profesa. A, sunteți jumătate medic, adică. Jumate doctor. Păi de ce niciodată nu veți profesa? Pentru că eu, niciodată, eu stau la un salar de la, suntem nebuni, ce dracu, eu sunt om, că eu nu mă limitez. Acolo-i loc și de alții, la nivelul lor, la nivelul meu nu. În medicină nu poți să inovezi. Uite, în haine și în astea mai poți inova. Poți veni cu ceva nou, dar în medicină nu poți să inventezi vreun organ sau ceva. Bună! Salutări! Bună, Hai să Viorica! jucăm! Haideți să jucăm! Ginel, stai aici să mă ajuți, că te bat dacă nu mă ajuți. Hai, Eu Bogdan, am și cu mine! aici... Florin, să nu mă lași, că-s de mândra minune! Hai tu cu mine, Ce Bogdan! faceți? Păi da, hai acum! Stați un pic, stați un pic, să... Băieți sus, femei! Stați așa! Păi nu, că eu știu ce vrea să facă Adrian, dar ai tu șmecheria. Ce să fac eu lui Deana? Nimic, Adrian! Să joci fotbal! Jucăm pe 3 întrebări? Voi ia cu mine în echipă. Ia, să te joc. Ce întrebări? Ce vrei să mă întrebi? Ia. Nu, Da, întrebări eu joc pe simple, 3 întrebări! Bogdan. Cum se Bine, învârte pe trei soarele? întrebări. Ce vrei să mă întrebi? Hai, lasă, că... Nu, nu, Lori! Întrebări simple de viața de zi cu zi. Hai, pătați, știu! Dar la cine stau de muzica? Vă rog frumos, dați patifonul un pic mai încet, că interferează cu live-ul aici și nu prea putem să Da, discutăm pot vorba. să întreb și întrebări mai mari, nu-i problemă. Că nu Nu, dore nu, nimic. dragi. Eu de obicei, doamna Viorica, pun întrebări de cultură generală, pentru că nu-mi place să mă axez pe lăchel și pe întrebările Provocări de astea la la Lori, modul. da. Și chiar... Da, știu, pe unde curge Da, Nilul. foarte bine. În câte Mie pot pui din curge? cultura generală. Bun, ia să vedem. Mulțumesc, hai dați cu tap-tapul ca să Câte pot, ajungem cât Bogdan? de cât. Am avut Hai cu 700, tap-tap, mai că am ajungem și noi cât de 300. cât, așa, hai, tap-tap toți. Da. Haide, tap-tap, nu mă lăsa să pierd. Hai să vedem cine câștigă, să vedem cine întreabă mai mare. Hai pe țapța toți, pe țapța toți, toți, toți. Alberto! Da! Loredana, de unde ești? Emana Maria Din Bună. București. Oh, super! Ai neam mare? Adică, ce înseamnă la tine neam mare? Sunteți mulți veri, mulți primari. Mai eu stau rău cu punctele, sunt cel mai amărâtă de aici, deci tap-tapuri, tap-tapuri, trebuie să putem. De ce nu citești, îmi Haideți! zice unul. Nemăcar de ar da produse gratis celor care donează. Ramona, știu, donează, sigur. Doamna Viorica, și cu sub ce brand Bă, ăștia activați? vor totul gratis, ăștia ancuța, aveți? Ne Eu simțiți? am o marcă înregistrată la Osim, am bijuterii, Tony Richardson, am tot ceea ce ține de lux. Cum se numește brandul? Foarte Tony frumoase. Richardson. Tony Richardson. Uite, hainele.
Hainele, cămălcile, toate Stonic Richardson, uite. Să-i dau peste nasul, Adrian. Da. Ce-i Luri cu mine? Luri, lasă-mă, că știu eu ție vrăjeala ta. Uite, dă-mi follow ca să intrăm noi odată, să vedem că sunt... Fetele, tap-tap-tap-tap-tap la mine și la mine, tap-tap, Ramona, nu mai știu cine e aici, Florin, nu mai știu. Doamna Viorica, cât e pețul? Pețul. Bluza. Nu știu, depinde ce mă întreb, nu știu. La ce? La rochii de seară, de lux, la ce? Pețu, bluza. Păi, 175 și 375, depinde ce vrei. Vorbim lei românești noi sau eu? Lei. Normal, eu sunt pentru România, eu o deschid în toată lumea, dar acolo n-ar altceva, altcumva. Dar la început. Dacă ai dat vânzarea, că aveți depozitul plin. Păi nu, numai în jur de 25-35 de mii de euro lunar. Ha. Puțin. Da, eu nu m-aș înhăma la doar la suma asta. Eu știu, dar eu s-a început. Da. Eu am cu puține luni. Eu am plătit mult pe acte. Și este un magazin online sau fizic? Am și fizic și online, bineînțeles. Nu vreți să activați și în mall-uri și așa, să aveți pe pinerii? Da, asta urmează. Cum să nu? Asta se lucrează. Să lucrează la o capacitate de 300 de piese pe zi. Deci. Dar nu la tine, la Mall Budeasa, Adriane, n-aveai pe cineva? Păi, ba da, dar dacă vrea dumneai la Mall Budeasa, noi suntem în județoare. Florin! Am cel mai puțin dintre ăștia doi. De cotel frumos. Doamna, dacă vreți o pilă la noi județoare și la Mall Budeasa... Cocolino! Pe că n-am știut acum, am văzut de vrăcat. Loredana, tu cu ce te ocupi? Cu statul degeaba. Super! Da. Tu cu ce te ocupi? Nu mi-ai dat follow. Nu. Păi dă-mi follow, că nu te par. Tu ai dus mânie pe el, Adrianu, Loredana, de la ce a făcut Adrianu Vice? Mai vedem dacă meriți sau nu follow, habar n-am. Vedem cât de simpatic ești. Ai văzut, ți-am vorbit frumos, uite, o să vedem întrebările astea, v-am vorbit frumos, n-am zis nimic. Nu aștept să văd ce întrebări pui. Nu pun nicio întrebare. Mâncarea la și eu botul și urechile lui de cățel frumos. Din cauza ta, Latră, că te auzi că l-ai anunțat. Da, de ochi. Nu auzi pe mine. Scuipă telefonul că l-ai dat. Câți bani, va serios, pe TikTok? Eu? De puțin bani, pentru că eu nu stau pe TikTok, eu vorbesc la întrebări, eu nu... Oh! 1250! Florin, mersi! Măi, dar ăștia ne-au câștigat! Lose! I fucking lose! No words like this, no! Ah! No words, I just lose! It's okay! I just lose! Keep it like that, keep it simple, okay? Okay, it's not bad, it's not so bad, I just mi-e lose. Mi-e pune Bogdan întrebările. No, eu să... A, la de program... ce? Păi eu de sunt ce? Cu... Nu, fii atent, Adriane, păi ca să fie corect, ca să fie corect, le pui tu și în locul meu, hai. Da, cel mai bine să fie... Așa face, bine. Da. Bun. Bine. Întrebare pentru amândouă doamnele. Da, cu Loredana, ea a mai jucat și știe, s-ar putea să știe răspunsurile Adriane, deci poți să-i pui întrebări mai normale. Dar nu contează, degeaba știe răspunsurile Bogdan, dacă nu știe și să argumenteze de ce e răspunsul corect. Bun, știe toată lumea. Bun, știe toată lumea de navigatorul Cristofor Columb. În momentul în care a descoperit acesta America, care au fost primele lui cuvinte la vederea acelor zgârienori mari? Din New York și de pe coasta estică. Băi, care dracu zgârie nori? Cine răspunde? Tata? Nu, tu, am cu... Pe rând, nu știu. Lor, lasă pe ea. De unde, doamne, altă mă zgârie nori pe timpurile? Și tu, doamna, dumneavoastră, doamna Viorica? Greșit. Ei, Alice, am descoperit noi țărâmuri. Cum? Am descoperit noi țărâmuri. El a... Da. Nu. Veni, vidi, vici, a spus. Da. În latină. A fost prea aproape, doamna Viorica. Ok. Următoarea întrebare. Acceptăm. Următoarea Jocul. Întrebare.
Cine a câștigat? Ați auzit de jocurile olimpice? Da. Anul 250, jocurile olimpice de vară în Atena. Cine a câștigat finala la fotbal dintre Imperiul Persan și Arsenal? Cine a câștigat? Cine a câștigat finala la fotbal dintre Imperiul Persan și Arsenal în anul 250 la Jocurile Olimpice de vară? Bogdan, n-ai nici tu de unde să știi, că nu ești cu, ești cu Chelsea. Auzi, eu din câștiu la Jocurile Olimpice nu se încadrează fotbalul, dar mă rog, nu știu la ce Jocurile Olimpice te-ai uitat tu. În primul rând, Imperiul Persan e un imperiu iranian care nu cred că a dominat Asia de Sud, n-avea nicio treabă cu ce zici tu. Doamne, era între anii 550 înainte de Hristos. Era cu Mezini, cu Cirtus al doilea, n-avea nicio treabă. Era cu 330 acum înaintea lui Hristos. Un împărat care o murea atunci în Imperiul Cucerit de Alexandru cel Mare. N-a nicio treabă cu ce zici tu cu fotbal. Bun, în fine. E greu. Așa și-a luat numele noi. Există și Imperiul Persan, dar ăștia acum și-au luat numele. Poți să spui numele cum vrei la echipă, poți să spui și Gloria Bistrița. Da, da, dar totuși. Cu Gloria Bistrița. Da, pe Imperiul, da, oricum ăla iranianul o dominat. Astea de sus. Da, așa am zis și mie, că 3-0 mi-a scris în comentarii, că nu știu nici o să răspund sincer. Întrebări la ăștia. La prietenii ăștia de virtuali. Unde a făcut toată lumea? Este azi întrebări de trebuie ceva mai feminine, dar mai de feminitate, de abordare a unei femei. Mă sperie, eu nu știu fotbalul. O femeie adevărată trebuie să știe ce scor. Mai pune una, dar mai feminină, are dreptate și... De pe cum? Mai feminină? De da. Cum? De actualitate. Ok. Mihai Calut. George, pupici! Cum se numește? Este parte componentă a vaginului femeiesc. Cum se numește membrana care în timpul nașterii face ca copilul să nu se nască în picioare, ci să se nască ca pe topogan? Cum se numește această membrană din punct de vedere medical? De ce vorbești de uter, de placentă? Care e problema? De ce ai ieșit blonda, măi? Nu știu, dar ai ieșit de tot de pe TikTok, nu ai ieșit din meci. Lasă că l-am filmat. Bună, Iulia! Bună, Bogdan! Giulia e numele meu. Bună, Giulia! Giulia! Cine ești? Spaniol și zici să citește I la ei. Da. Eu sunt jumate marocan. Da, Bogdan, știu. Bogdan Marocanu, mi se spune, nu Mocan. Da, Bogdan, am auzit. Hai pe țap toți. Bun, deci jucăm pe trei întrebări, fetelor, da? Dar mai feminine. Mai feminine un pic, da. O să încercăm cât de feminine posibil. Da, Adrian, de tine știu cu întrebările tale feminine. Țap. Știi, Iulia? Giulia. Ai distrus-o. Bine, Iulia, hai, treci mai departe. Bogdan. Pe ce jucăm? Iară. Ești make-up artist, Giulia? Nu, mă zgălesc. Câte substraturi are fundul de ten brazilian? Hai, zi, dacă știi. Zi. Nu știu, Bogdan, că mai chestia asta românești. Ai zis că ești make-up artist. Am zis dacă... că nu sunt. Am crezut că ai zis la mișto. Ba, ești, că scrie în bio aici, ia, da? Ia. Păi puteam să scriu că fac only. Scoață. Puteam să scriu că fac only. Mamă, n-am putut. Tu demonstrezi că vorba aia cu antrenorii nu joacă, e adevărat. Auzi, Adrian, ce mărime are clitorisul unei femei? Dar ce e la clitoris? Că eu n-am auzit. Da, asta vreau să întreb, dar nu mi-e rușine. Acolo unde mergeți cu limba când sunteți oboțiți. Păi un cur de obicei, fără de astea pe TikTok. Nu, dar spui tu ca multe, nu te întreabă nimeni, Bogdan, nu e așa. Nu știu, chiar nu știu. E de mărimea unui bob de orez, să nu uitați. Acolo sunt toate praf senzațiile femei, restul degeaba.
Și ce se întâmplă? Adică... Nu se întâmplă nimic. Te-am întrebat mărimea. E bine să știi. Mărimea nu este contează. De, așa. Mărimea nu contează. Ai zis-o, Bogdane. Nu-i probleme, doar învățăm, dacă să-mi trebuie. Dar unde se află, doamnă, mijul unei femei? Cam aceeași categorie suntem, e super fan de TikTok-ul ăsta, da, măi, Florin. Suntem doamnă, pe cai mari. Doamnă, unde se află mijul unei femei? Mijul unei femei. Mijul. La mijloc. La mijloc. Pe centru. Pe centru, la mijloc. Da, e logică, mijloc. Că te-a ajutat, că v-a centru. Ajutat. Păi că v-a ajutat Bogdan, da? Bună, și cât durează? Eu am zis pe centru. Tratamentul, da, Cosmina, îți răspund, acum ați la meci. Doamna îmi spune numai pe cea că dumneavoastră căutați pe net și întrebările feminine. Ce te întreb? Zice lumea că dumneavoastră căutați pe internet chiar și aceste întrebări feminine. Bine, sigur, pe internet. Care internet? Ce e la internet? Explorer. Pe care internet? Eu stau așa, eu nu înțeleg. Cine? Fac cu limba, cum fac? Aveți calculatorul ăla de serviciu acolo în spatele telefonului. Da, da, uite, deschis. Unde este, da? Punctul, unde este punctul C la bărbați? G. Da, da. C. În gene. În gene. În gene. Unde mă, în gene? Aici. Aici e punctul C? Nu mă, G, mă. G, a. Cum doamnă să fie acolo punctul G? Mai jos. Nu, la Adrian, la tine nu-i deloc. Nu vorbim de tine. Măi. Și la femei unde ăștia doi? La femei unde este acest punct? Că nu... Nu știu, doamna Cosmina, îl întreb. Adrian, mă întreabă, Cosmina, câți ani ai? Eu câți ani am? Da. 18. Da, are 18 ani, doamna Cosmina. Andrei, te pup, boss, te pup, să fii sănătos. Păi știe, doamna, normal că știe dacă este jumătate și mai mult chiar. Trei sferturi medic. Normal că știe lucruri de genul. Eu care n-am făcut medicina, de unde să cunosc? Pe bună dreptate. Giulia, tu ce studii ai? De make-up artist. O spus. Na, nu știu. Eu de la țară, n-am fost la școală. Am bătut strada de mică. Mint. Par genul de om care a avut un profil mai mioritic, așa, la liceu, gen pielărie, sculer, matiser. Da, dale. Și chestii mai tehnice. Sculerie am avut, da. Uite, Giulia, pun o întrebare față de studiile tale. Cât trebuie să lipsești ca să fugă banda cu tine? Într-o fabrică la cablaje. Mă, iară mă bat! Cât trebuie să fii neatentă ca să fugă banda? Mihai, mersi, Mihai. Mersi, Mihai, calotă. O secundă. Problema. Uite, imediat. Bun, trei întrebări. Prima întrebare pentru amândouă. Ce părere aveți despre noua modă japoneză cu sexul prin haine? Sunteți de acord și ar trebui să treacă și la noi în Europa sau vi se pare o idee proastă? Dar nu știu pentru ce se discută lucruri care oricum chineză ca și chineză în primul rând au cel mai mic penis din lume. Nici măcar nu pot să gândească așa ceva. Dacă să introducă. Este vorba despre japonezi, nu chinezi. Și japonezi la fel. Tranquilo, relax. Au apărut acum tot felul de operații. Cum tinași nu mai este cum o ajungi. Da. Omule, dacă o ai atâtica nică, niciodată nu-ți ajunge la căldurică. Uite. Aici ajunge, cum dracu să n-ajungă? Ajunge. La căldurică, atât e ranică. Ajunge, dă-o dracu. Doamne, te pup. Zi, Adrian, ajunge, n-ajunge? Un TikToker îmi scrie, lasă că e cald și în gen în gură. Da. Eu ce-am zis? A, nu mi-am dat seama, Giulie. Ajunge. Și ce au zis, mă, ăștia, că vor să legalizezi sau să facă sex prin haine? Da, este un nou fetiș, și spune în Japonia, și îi fac sex prin haine. Ați putea sta cu un bărbat de genul care este adeptul acestui fetiș? Adică dacă eu aș întâlni cu Bogdan, trebuie să ne fim îmbrăcat. Să mă îmbrăcată? Cum să mă fut să îmbrăcată? Să vi-l vâre prin haine. Păi cum, dracu, că nu intră? Bine, la cum sunt eu îmbrăcat, acum intră.
Nu intră, este vorba despre... o să se folosească doar forța de frecare dintre carul lui și partea dumneavoastră... Merge, ca așa da. Ne terminăm noi femeile. Am înțeles, deci gata cu lumea, am înțeles, nu insist. Dar cu ce ești îmbrăcat în ziua de azi, merge? În rochie, Bogdane, nu mă pune să mă ridic. Hai că, păi ai zis. Te rochie. Da. Și eu sunt tot în rochie. Sunt în rochie, na, uite. Frecar merge, da. Merge, dai chiloți într-o parte și aia e. Păi nu, asta e ideea, nu trebuie să... Am înțeles să... prin frecare, am înțeles. Merge. Dar ați putea să stați cu un bărbat, de ce nu? Da, eu da. Mi se pare că a rezolvat multe probleme din... Din societatea noastră de astăzi. Din societate, vrei. Pentru că nu ar mai alege niciun bărbat o femeie după corpul acesteia. Maxim după... Și nicio femeie după penis. Și nicio femeie după mărime. Da. N-am alege după maxim, după partea din fața blugilor sau pantalonilor, respectiv, uite, după o rochie, după niște pantaloni, lucruri pe care le putem modifica la noi. Nu o să mai fie ceva. Da, Adriane, dar uite, acum că ai adus vorba, nu ți se pare că factorul testicule, să le spunem așa, ar putea induce în eroare un pic privitorul, pentru că dacă testiculele sunt mari, îți pot da impresia prin haine că și obiectul muncii este la fel. Da, Bogdan, dar despre asta e vorba, că încă n-a fost implementat și încă sunt supuse votului. Sunt alea, am înțeles. Normal. Mai sunt studii pe oameni. Mai este până atunci. Da, este faza incipientă. Da, poate se testează la animale. Da. De ce? Uite, de ce râși de... Era de Bogdan. Măi, Adrian, licopter de luptă. Deci, spune-mi, ce-i cu numele ăsta? El a uitat cum îl cheamă când era mic și a ales numele singur. Așa mi se spune, doamne, licopterul. Da, elicopterul la care mă gândesc eu e de bine. Nu, dar la aia ce te gândești tu e drona. Și mai bine. Și mai bine? Tu cu te merge. Da, m-am uitat. Bun, am o întrebare. După părerea dumneavoastră, fetelor, câți parteneri sexuali ar trebui să aibă o femeie până la vârsta de 20 de ani? Cât mai mulți să prindă experiență. Eu care am fost virgină până la 21, proastă am fost. Și eu ca tine, ce doamne, 22, hai să mai pun un an, ca să fie bine. Dar ai recuperat anii pierduți? Eu da, nu. Te regret. Eu, e bine să ai cât mai puțin din punctul meu de vedere, pentru că cuvântul zice că tot ce se întâmplă în templul Dumnezeu, Dumnezeu nu scapă și bineînțeles, nu rămâne pedepsit. Și tot ce se întâmplă în afara templului Dumnezeu, Dumnezeu iartă. Grijă. Mi l-a scăpat eu. Dar cât de mare e... Așa, dacă e un, dacă numiți templu. Uite, de exemplu, eu sunt singură de 3 ani de zile. Nu puteți să spuneți și dumneavoastră Troiță, acum templu? Troița lui Dumnezeu, poți să zici cum vrei, eu ți-am spus din cuvânt, eu nu ți-am spus din... Sau bisericuța de lemn, de munte, dar nu templu. Da, pe ăsta îl uită, pe că Iisus niciodată, nu ce nu face, nu, repetă, desenul. Ești unic, măi, Adrian. De 3 ani de zile sunteți singură? Da. Mai bine așteaptă să vină ceva ce trebuie decât să... Așa, așa. Da, Bogdan, da, așa. Și eu mă uit, că nu torbă și sunt un om viu. Dar am obosit să văd plin de pizde masculine. Calitate, nu cantitate. Bravo. Plin. Ăștia mai tineri, primul lucru te întreabă ce lucrezi. Să gândească, domnule, întreb pe asta ce lucrează, ori o pot sclavariza, ori are mai mult ca mine. Primul lucru, ce lucrezi? Dar ce școală ai gătat? Ăștia sunt imaturi, care societatea i-a limitat. De acolo nu mai pot. Cu toată rușinea, doamna Viorica, câți ani aveți dumneavoastră? I-am 40 de ani. Mulți înainte. Adrian, încearcă un pic să-ți mai schimb discursul. Eu am răspuns pentru că îl cunosc pe Bogdan din respect. Dar mie, cu întrebări de genul ăsta, nu pot să vin niciodată. Că ce lucrezi? A terminat liceul, futu-i mama lui de treabă. Păi, nu, doamnă, nu v-am întrebat ce lucrați. Ba da, asta a început, dar nu mai puteți să respind. Ce lucrați, cine sunteți? Cine... Păi, nu, tu trebuie să ai mai mulți bani decât oricine altcineva, ca în momentul în care
Tu vrei să întrebi, să nu întrebi asta niciodată, să nu poți să întrebi. Tu trebuie să te preocupi să ai ca femeia să nu te refuze niciodată. Nu întrebam pentru mine. Zicea lumea pe chat că dumneavoastră vă ocupați cu hainele sau că sunteți medic și de-aia v-am întrebat. Bun, a treia întrebare. Știi câte întrebări am eu aici de tine? Nici una n-am pus, știi de ce? Pentru că eu una nu ți-am pus de aici. Dacă ți-aș pune una... Aurelian! Puneți, doamnă, puneți-ne dumneavoastră, uite, spuneți o întrebare. Puneți-ne nouă întrebare, nu e nicio problemă. Să te pun în fund, că... ce să fac acum? Eu trebuie să răspund ce scrie aici. Sunt oameni răi. Eu nu am treabă cu asta. Da, Nicol. Nu mi-e rea, Adrian. Înțelegi? Adriane, după asta stinchizi live-ul. Îți dau follow și ție, Giulia, că am multe de discutat cu tine. Nu, că eu nu mă joc doar cu tine. Nu e nicio problemă, uite-o. Adu-ți aminte, ai mesaje pe Instagram. Da, băi, Stănescu, Lata, iată, nu, eu nu știu, ce eu nu răspund. Ești victima Matrix-ului și tu, Giulia, ce s-a întâmplat între noi? Nu mai știu, nu mai mi-aduc aminte, dar ai vorbit uruște, am zis că eu nu-ți permit. Fă-ți Caterina ca cu cine vrei, dar nu cu mine. Când? Te-am înjurat sau ce ți-am făcut? Că eu nu știu pe live. Da, Adrian, până la urmă câți ani ai? 18 ani să știu cum să pun problema. Sau ești cu minciuni? 21 de ani. Deci 21. Și când ești sincer? Zi-i, măi, zi-i tu. Câți ani are? 21 de ani. 2002, 6 aprilie. Giulia, nu mai da cu evantaiul ăla, că ai răcit, ai răgușit. Am răgușit azi noapte. Am cântat la microfon prea mult și era rece. Urât vorbesc. Mai decent un pic, te rog. Mă știi pe mine să vorbesc urât? Ai cântat la valier, cred că. Pe bune am cântat la microfon în club. Opriți-vă. Microfon, microfon. Tu de unde ești, Giulia? Din București. Născută, crescută sau doar așa educată în București? Născută în București, crescută în Milano și reîntoarță în București. Și educată mai vede, mai azi. Și educată de stradă. De stradă? De berceni, dacă vrei. Da, mi s-a făcut pira de găină pe mine când am auzit berceni. Te cred. Da, mă, Viorica. Pune și dumneavoastră niște întrebări. Poftim dacă doriți să ne adresați o întrebare. Nu e nicio problemă. Cine e domnul Stănescu, măi? Domnul Stănescu, Lată, este un domn doctor cu care eu am avut o problemă de malpraxis. Ce dracu nu a nimerit? Poftim? Ce nu a nimerit? Ce nu a făcut bine? Cu ce te-a supărat? Păi, probabil malpraxis e pentru că l-ai acuzat. Știu, probabil știți știrea, pentru că a fost destul de cunoscută. Nu știu, niciodată nu te-am văzut, dar nu, în caz bine, ești un pic incisiv, un pic cu tupeu. Ar trebui cu curaj să fii, dar îi crește tu. Nu-i problemă, dar ce s-a întâmplat acolo? Că sunt curioasă, cu... nu știam. Am avut de făcut o operație de, cum îi spune? Nu mai bine. De la sâmburi și de la astea, nu mai știu cum îi spune. De la sâmburi, de pepene și... Da, s-a întâmplat, da, o prostie, da, și... E o punguță de aia mică în stomac, nu mai știu cum e zice. La sfârșitul stomacului. În fine. Fierea și? Da, apendicită. Și dumnealui, după ce a executat operația, a uitat o mică sculă din aceea de doctor, nu știu la ce trebuia. Da, un praznic, da, nesimțit. A uitat-o în corpul meu, practic, și a trebuit să mă descoase și să ia chestia de acolo. Da, un nesimțit. Aud o întrebare. Spune-mi boala lui Carol al II-lea. Eu-s cu regii, știi că eu-s cu monarhia. Da. Ce să vă spun despre ea? Ce boală avea? O boală pe care mi-aș dori eu și eu. Deci tu nu poți o ai. Deci ăla era bătrân și o avea și tu nu poți o ai, nu. Da, eu am febra lui Regina Maria. Da, te pup. Doamna Viorica, puteți să-mi spuneți numele întreg al lui Carol I? Ferdinand. Nu, are mai multe. Și Ferdinand, și... Nu, și Ferdinand. Dar numele lui de botez de la naștere. Are... 8.
Deci știi că eu sunt... deci era un principe de Hohenzoller, știi că noi, legea salică, știi că nu lasă să mai avem noi predecesor, adică cum ar veni la tron, și Sigmarin, mă rog, Maringen, cum zic eu, și era Carl, după cât îmi aduc aminte, era Eitel, Ferdinand Zehirinus, ăla. Nu Michael Jackson, mă, sunteți de bun. Ce dracu sunteți așa răi? A trebuit să învățați să notați. Carl Eitel Friedrich Zifirinus. Exact, Zifirinus, exact. Zolem Singmaringen îl chema. Da, așa a fost. Ludwig. Bine că eu Ludovic. Ludwig, doamnă. Ludwig. Nu, aici îmi scrie ăștia. Am zis să învețe ei. Tot îmi scriu aici, Michael Jackson și așa, pe cum citiți. Pe internet, băgați pe așa Google Translate să dea și pe voce, să vă auziți cum se citește. Ca așa, dacă citiți dumneavoastră... Dumneavoastră, cum căutați întrebările astea pe Mozilla, Firefox și după aceea vă dați că știți cartea aici? Băi, Adrian, eu? Ești nezicitare, băi, Adrian, ești un obraznic, băi, Adrian. Da, ești el tot timpul premeditează ce face el. Puneți mâna la ochi și vă întreb eu ceva. Acum ați terminat că răspundeți. Fără Mozilla, Firefox și Google Chrome. Se zice Google, Adrian, da? Nu Google. Google se zice Google. Puteți să puneți mâna la ochi și vă întreb eu ceva să vedem dacă mai știți fără ajutorul internetului. Dar eu nu sunt aici să spun cât ești de bună. Și pot să vezi cât ești de tânăr, atât. Ce a fost, doamna, hoarda de aur? Poftim? Vezi că pe istorie este bine. Vezi că pe istorie este bine. Hoarda de aur. Eu zic să schimbi întrebarea, că s-ar putea să ai o surpriză plăcută. Schimbăm întrebarea. Ce a fost hoarda de aur? Schimbă întrebarea, Adriane, mai bine. Care popor din zilele noastre se identifică cu vechiul popor al ilirilor? Nu știu eu istorie, să știi. Ai dreptate. Salut, Beti. Aușurul tău. Ai ridicat mâna, Giulia, sau mi s-a părut? Nu. A, te scărpinai, cred că. Da. N-ar fi să scrie lui. Da, deci, am stat mongol, îmi scrie aici oamenii destui. Am înțeles, e cu turculicșcă. Doamna, fără modem, fără memorie RAM, fără internet 4-5G, vedeți că pe răspunsuri pe întrebări, slab. Nu, că îmi scrie aici, nu, îmi scrie aici, n-am nici apucat să mă uit la nimic eu. Eu nici n-am unde să mă uit. Bă, frate, Viorel, eu nu fac poșta, frate, scrie lui Adrian ceva dacă ai să-i spui, Viorel Cristian. Du-te la Adrian în ceea ce scrie acolo ceva. Unde se află ganglionul zlăvog? Ganglionul care... zlăvog. Adrian! Ar trebui să te maturizezi un picuț, să fii puțin mai flexibil, să nu fii atât de arogant și de prost profund. Lasă-le, răsul este, ai dreptate. Numai că nu ne interesează. Mă înțelegi, Adrian? Alina, nu te ajută nimic. Alina, n-am cum. Dar de ce vrei să-l câștigi? Care e aia? Nu știu. Nu. Sper că nu trebuie să-mi cer scuze la fiecare întrebare. Și tu citești întrebările, dar nu contează asta. Eu din câte am știut, am zis, dar asta nu înseamnă că, nu știu ce, tot timpul premeditezi ce faci tu. Tu poți stăpâni anumite lucruri, dar nu ne folosește. Nu vezi că nu putem lega o prietenie? În loc să facem o punte, fac ziduri. Câți decilitri a măsurat cel mai mare camșat din istoria omenirii? Câte kilograme are, câți litri de sânge are un corp uman? Zi, Adrian, apropo de operația ta. 10 kilograme, cam așa. Du-te în pulă, 4,7. Da? Nu. Mar. Depinde, doamnă, și câte chile are omul respectiv. Du-te la... Spune-i, Bogdan, că tu știi. Eu s-a zis, ridicat generalism, bă, omule. Lungimea totală a vaselor de sânge din corpul uman. Care este lungimea? Nu știu, câțiva kilometri. Câțiva? Care dracu câțiva? Că sunt sute de mii, cred că, de kilometri. Sunt 18 milioane de kilometri de vase de sânge puse cap la cap. A, de vase de sânge, cap la cap.
Da, păi eu ce-am spus? Da, eu am urmărit. Așa, faci o trecere de pietoni. Clap, 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 dracu. Normal. Nu mai urmărești, Adrian. Deci, prostia, să știi că nu-ți doare. Tu zâmbește. La 10 kg. Ca să știi, sunt avocatul propriei mele conștiințe. Da, problemă, problemă. Schimbă avocatul, schimbă sfătuitorul. Țapă, 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 țapă. Uite, un TikToker mi-a spus 8% din greutatea corpului uman. Uite, și eu am 85 de kg. Vin cam 7 litri de sânge. 7,5. Nu are nimeni 7, lasă-le dracului și învață, că nu-i greșit să nu știi. Mântea înaintea căderii, spunea regele Solomon. Spune, cine l-a distrus pe regele Solomon? Dușmani, prietenii falși. Nu. Tu te miri, Adrian. Doamne, ferește, Adrian. Deci dacă acum mor, să știi că nimănui nu-i dor. Mi-e dat să mor eu dacă nu mi-e dor, jur. O femeie. Cine era Solomon? Cine era Solomon? Regele israeliților. No, cine era Solomon înaintea lui Dumnezeu, a lui Isus? Cine era? Sfânt. Asistentul personal. Era, nu, totuși era la cel mai înalt nivel de înțelepciune a tuturor timpurilor. Și a fost, bineînțeles, distrus practic de o femeie, pentru că așa li se întâmplă la înțelepți. Ai văzut filmul ăla Shazam, Adriane? Da. Ai văzut că S-ul din Shazam vine de la înțelepciunea lui Solomon, pentru că el era cel mai înțelept. Cel mai înțelept, corect. Adrian, spune pe ce femeie a numit-o Iisus, nu că nu mă olea nimica, că este, știi că eu am citit Biblia, prințesă. Floricica dansat. Ah, nu. Denisa? Sara. Sana? Sara, Sara, da, pe Sara. A numit-o prințesă. Fierii, facem de trandafierii. Florile, florile, florile ai mei. Nu-i creși, că nu știi, că doar învățăm, doar nu-i problemă. Ramona, te pup, scumpă! Stefania! Cine este cunoscut? Cine este cunoscut în Biblie pentru patima onanismului? Băi, eu n-am putut să fac nici măcar, nu s-a putut nici obiectivul. Spuneți, doamnă. Nu Fatima, știu. Da. Fatima, Fatima, da, Fatima. Zi Bogdan, zi Bogdan. Pavel. Vă rog. Asta onanismului mă gândesc. Pavel. Nu. Sodoma. Hai, pățat, s-a pățat. Nu, Sodoma și gonorea sunt alte chestii. Antonio, te pup. Spuneți și mie, pilda vameșului și a fariseului, în ce constă? Are, are. Denisa, dă-i nebună la cap. Dacă mă luați pe Biblie, că spuneți că sunteți scriitoare acolo, a scris și dumneavoastră la ea. Lasă figurile, nu răspunde la lucruri sensibile. Deci când ești prost, să știi că nu-i bine. Nu înțeleg, doamnă, ce spuneți. Păi cum să zici că am pus eu acolo? Eu sunt o sclavă, să citesc, să sunt om sensibil. Putem zic că greși cu oricine și glumi, dar nu... Nu la numele Domnului în deșert. Corect. Adrian. Îți bate joc, Adrian. Pe becu. Acum și Bogdan, râde-n glumind, dar mai învață un picuț. Doamne, eu cred că trebuie să ai pierdeți. Spus acolo câteva, ai scris nu știu ce. I-am propria mea carte. După părerea mea, bazat pe interacțiunea pe care am avut-o eu și cu dumneavoastră și cu Matale, eu cred că trebuie să renunțați la acel stric de 3 ani de zile. Trebuie să se sfârșească cât de curând. Deoarece își pune amprenta asupra modului cu care vă comportați în societate și cu oameni din jur. Ca și cum lipsa activităților sexuale. Nu, ca și cum, Golden Temple, ca și cum dacă vă mănâncă undeva, scărpinați-vă, nu? Dacă mă mănâncă mâna, mă scarpin. Cam asta Adrian, e legea. Adrian, dacă eu nu m-am culcat de 3 ani, tu nu știi de savarină, deci cel puțin 6 ani. Ușor. Deci nu poți să premeditezi ceea ce tu trăiești zi de zi. Eu nu caut nimic, iar tu nu poți zice mie lipsa ta să mi-o dai mie. Pentru că setea ta e doar a ta. Doamnă, eu am spus doar atât. Eu când mă mănâncă undeva... Te legi de niște informații care n-au nici măcar o de-asta. Când greșești, spui, creștinește să spui am greșit. Sau n-am știut. Ah, uite ce interesant. Tu
Rămâi așa. Mă lasă, mă, mamă. Cine-i Sana, măi? Sara, Sara, cu Iisus, cu Biblia, Sara, nu Sara. Păi Sara, nu, da, e Sara, femeia care s-a rugat 27 de ani să aibă copii. Și a avut? Da, 1 și încă 4, 5. Păi spune direct, 1 și încă 2 și încă 3 și încă 6. 1 pentru rugăciunile primi, la Iisus, adică la Dumnezeu, și pe urmă încă 4 în plus. 5. Ce da, bun, eu rămân cu, am avut 700 de oameni, mai am 100, nu știu, Adrian, le fuți rău, lasă-le mai moale. Bogdan, te pup la mare meserie. Fată, vă las cu un calvar, un om care doar crește, dar nu și la bibilică. Bun, o seară bună! Seară bună!